Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta ne-am deplasat în județul Bistrița Năsăud, mai precis în localitatea Teaca, la o cramă care, putem spune, în ultima perioadă a început să se impună pe piață. Este vorba de crama Valea Ascunsă. Lângă mine se află inginerul horticol Sonia Oltean, care de o bună bucată de timp se îngrijește de producerea vinului din această cramă. Dar vreau să vă spun că zona Bistriței este o zonă cu o istorie horticolă destul de însemnată. Într-adevăr, zona are o istorie însemnată, nu doar de 100 de ani, ci de mult mai mult timp, datorită faptului că tot arealul este propice cultivării viței de vie, obținerii unui vin de calitate foarte bună, plus în ultimii ani, datorită schimbărilor climatice de care până la urmă ne este frică, s-a schimbat și mai mult clima și vița de vie se comportă diferit, se adaptează și cumva ne ajută și se dezvoltă diferite arome pe care în alte zone nu sunt întâlnite. De asemenea și noi, cumva vrem să punem în evidență și ce avem local, dar și ce este internațional, până la urmă să ne ridicăm la standardele europene. De aceea avem în portofoliul nostru de soiuri și soiuri internaționale foarte cunoscute, Sauvignon Blanc, Chardonnay, dar și soiuri autohtone, de exemplu Feteasca Regală, care este chiar, pot să zic, peste deal, și are originea în zona Daneșului, Dănășanii, se mai spune. Și este un soi necunoscut, să zic așa, pentru străini și pentru noi, pentru că nu i s-a dat foarte multă importanță, fiindcă sunt vinuri mai acide, mai proaspete, dar cu potențial foarte bun. De asemenea, cum ziceam mai devreme, aromele întâlnite la noi în vie, datorită solului, datorită teroarului, sunt diferite, sunt foarte proaspete, foarte crispy, să zic așa, în engleză, evident, ceea ce conferă o noutate. Oricum, toată zona Lechinței, Podgoria Lechința, Bistrița, este cunoscută pentru vinurile albe, acide, tinere, foarte proaspete, dar cumva ne diferențiem de restul prin ce avem noi aici. Spuneai la un moment dat, solul contează foarte mult pentru a produce un strugure de calitate. Într-adevăr. Cum trebuie să fie solul? Sau cum este solul de aici? Și de ce strugurile produse în această zonă este unul aparte și păstrează autenticitatea? Solul este foarte important datorită faptului acolo cumva și ia toată hrana. Solul la noi este un sol destul de compact, foarte rece, dar mineral, care, din care vița de vie își extrage anumite minerale și reies în vinul rezultat. În același timp este foarte important pentru vigoarea viței de vie, pentru vigoarea strugurilor, pentru capacitatea lor de a stoca mineralele, zahărul de a... Se spune că atunci când este un an înploios, producția e mare, dar strugurele n-are aceeași calitate ca atunci când întâlniți un an secetos. Producție mică, dar un vin pe măsură. Exact. În anii ploioși, într-adevăr, este o capacitate mai mare și o cantitate mult mai mare de strugure, dar mustul este diluat, nu este atât de aromat, zahărul de asemenea nu este foarte mult, deci gradul alcoolic nu este foarte ridicat. De asemenea, în anii secetoși este mult mai bine pentru că extractul sec din vin este mai ridicat, alcoolul, aromele sunt mult mai bine evidențiate. Plus, chiar dacă noi obținem vinuri seci, zahărul rezidual este acolo la limită între sec și demisec și este foarte plăcut și băubil.
Hai să ne întoarcem și la această zonă, să vorbim despre vie, este o zonă propice, până la urmă condițiile meteo sunt unele adecvate ca să scoți un vin bun, e o zonă mai ploioasă, o zonă mai secetoasă? În trecut era o zonă mai ploioasă, dar acum, cum ziceam, diferă în funcție de la an la an. Cumva nu ne mai putem baza ce a fost anul trecut, pentru că vremea ne surprinde. Nu știu, de exemplu, 2019 a fost un an foarte cald, cu o toamnă foarte lungă, caldă, și am obținut un tip de vinuri. Anul trecut a fost un an foarte napoda, cu multe ploi, vița de vie, ca și celelalte culturi, horticole agricole, s-au întârziat, au pornit în vegetație mult mai târziu, toamna a fost scurtă, ploioasă și cumva diferă în felul acesta. Anul acesta a început bine? În zona noastră cumva consider că noi suntem protejați datorită faptului că via este chiar într-o zonă împădurită și este înconjurată de pădure, lucru care ne protejează. Da, într-adevăr, zona se confruntă an de an cu ghețurile târzii, dar până acum nu am avut probleme, deci au fost lăstarii au fost în regulă, n-au înghețat, ochii au fost viabili și diferențierea a fost foarte, foarte bună, deci n-am avut probleme. Anul acesta, de exemplu, via, din câte știu, încă n-a pornit propriu-zis în vegetație, de-abia a început plânsul și de-abia un pic de zmugurire. Depinde de fiecare soi, în funcție de ce perioadă de vegetație are. Pe ce soi urmizați? Noi avem, cum ziceam și mai devreme, avem Sauvignon Blanc, avem Muscat Otonel, Chardonnay, avem fetească albă și fetească regală, ca și soiuri autohtone pe vinurile albe, și fetească neagră, ca și soi de struguri negri pentru vinurile roze și roșii. În momentul în care încercați să produceți un vin anume, mergeți și pe o combinație între soiuri sau încercați să păstrați linia fiecărui? Cumva asta depinde foarte mult de gama pe care o avem, la care ne gândim. De exemplu, la gama de teaca, tradițional de teaca, acolo mergem pe partea de vinuri albe pe cupaje. Cupajul diferă în fiecare an în funcție de cantitatea de vin obținută. Acolo mergem cumva pe Sauvignon Blanc, cupajat cu fetească albă și fetească regală. Pe gama cealaltă, pe gama premium, fiecare soi pe care îl avem în portofoliu, în grijă, este cumva îmbuteliat în propria etichetă. Adică nu se fac cupaje, este un monosepaj, e să fie mult mai bine pus în evidență fiecare aromă, fiecare caracter. Și la gama rezerva, care este până la urmă gama cea mai dragă nouă și cumva prețioasă, să zic așa. Premium, cum s-ar spune? Premium, exact. Datorită faptului că lucrăm foarte mult la ea, oricum se lucrează foarte mult la fiecare gamă, dar la aceasta datorită faptului că se și maturează în lemn după ce este fermentat, stă o anumită perioadă în butoaie de stejar, cumva e mai complex, mai gurmand, mai diferit față de restul și e o cantitate și mult mai mică de sticle. Dar cu ce este în evidență acest vin? Este mai rafinat? Se adresează unui, hai să spunem, consumator care într-adevăr știe și apreciază vinul la adevărata lui valoare? Că a consuma vin sau a bea vin e cu totul diferit. Da, într-adevăr se adresează în special persoanelor care cunosc lumea vinului, știu la ce se așteaptă de la o sticlă de vin, sunt mai rafinate rezerva alb și rezerva roșu, datorită faptului că aromele sunt mult mai complexe. Deja putem vorbi de un buchet de învechire, de maturare, pentru că stând atât de mult în butaie de stejar, cumva toată consistența și toată structura chimică se schimbă într-un fel sau altul și aromele diferă față de restul, care sunt mai proaspete, mai fresh. La rezerva sunt mai gurmande, mai grele, mai cumva mai rotunjite, mai diferite față de restul.
Se apropie sărbătorile pascale și telespectatorii noștri ar dori să afle ce vin se pretează pentru fiecare fel de mâncare. Văd că aveți o gamă destul de însemnată. Până la urmă trebuie să stingi cu ceva, să-ți domolești setea. Cu ce vin ar putea telespectatorii noștri să încerce? În special carne de miel, eu consider că ar merge cu un vin roșu mai puternic, mai dur, cumva să astâmpere și partea asta de grăsime, până la urmă, că mielul e o carne destul de grea și nu toată lumea o poate consuma. Aș merge pe rezerva roșu, care este o fetească neagră baricată, sau pe rezerva alb, care este un vin alb, dar, să zicem, ar merge la o carne de iepure în sos de vin cu pătrunjel, cu, mă rog, fiecare cum și toate cele. Exact, să nu intrăm în detalii, că așa. La carnea de porc, cei care nu își permit miel, poate vor să meargă pe carnea de porc tradițională. Aș merge tot așa pe un vin roșu, dar de această dată din gama premium, care e mai light, așa să zic, un picuț, dar și ăla îți dă un pic de zvâc și mai vrei un pahar. La urmă e sărbătoare și îți permit și pe al treilea. Exact, da, fără să ne facem probleme. Sau aș mai merge tot așa, dacă se optează pentru sosurile albe, aș merge pe o fetească regală, care cumva se acompaniază foarte, foarte bine. Sau pe un Sauvignon Blanc, de ce nu? Sau, de exemplu, în zona Bistriței, care are o tradiție cumva mixată, să zic așa, și sași, și maghiari, și români, am descoperit că în Teaca este o pască, dar sărată, care se face ca și un blat de pizza, cu brânză și cu ou. Și am observat că merge atât. Este cea de lângă noi? Exact, da. Și merge foarte, foarte bine un chardonnay. Arătăm și telespectatorilor despre ea este vorba. Da, e foarte aspectoasă și foarte, foarte gustoasă, pentru că de cele mai multe ori când avem invitați sau persoane care vor să ne vadă crama, îi întâmpinăm cu o pască și sunt șocați, cumva plăcut șocați, vai ce bună este, vai ce n-am întâlnit până acum, pentru că în toată România cumva se merge pe pasca dulce, cu fructe, cu brânză de vaci dulce și e ceva diferit. Până la urmă trebuie să bem și la această pască un pahar de vin și ce vin se pretează? Eu aș merge ori pe o fetească regală, ori pe un chardonnay. Așa proaspăt, în pielea lui. Dacă este și sărată, cred că două, trei pahare se duc repede. Nici nu clipiți. Am vorbit de pască. Trebuie să spunem telespectatorilor că de sărbătorile pascale se consumă și carnea de pui. Da, într-adevăr, un sector, o parte din consumatori, da, preferă carnea de pui, carnea de pasăre. Aș merge pe un alb de Teaca, care este un cupaj, este ceva mai frumos, mai floral, mai liniștit pentru oricine ar vrea să bea un pahar de vin lângă o friptură de pui bună. Și nu în ultimul rând, și peștele e la loc de cinste. Peștele, până la urmă, peștele ar merge cam cu toate vinurile noastre albe, pentru că, na, sau cu un roze ar merge de asemenea. Cu un roze din fetească neagră ar merge foarte bine. Să zicem un somon sau un șalău făcut la cuptor. Încep consumatorii români să aprecieze vinul românesc? Încet, dar sigur, din punctul meu de vedere, sincer nu știu statisticile actuale, dar din punctul meu de vedere, datorită faptului că tinerii încep să devină din ce în ce mai interesați de mers în străinătate, de văzut o țară sau alta, cumva
se bat de băuturile locale, de vinurile locale și încep să se întrebe, oare noi în țară nu avem așa ceva? Și încet, încet se documentează și consumă tot mai mult vin românesc. Pe de altă parte, consumatorii, să zic așa, mai înaintați în vârstă, mai cu mai multă experiență, sunt reticenți, dar în același timp și ei studiază piața, datorită faptului că sunt reticenți, datorită faptului că se gândesc că vinul actual e ca și cum era pe vremea mult apusă, dar diferă, pentru că tehnologia diferă, abordarea diferă, studiile diferă de asemenea și soirile totodată. Ce rol joacă un inginer horticol într-o cramă până la urmă? Își pune amprenta asupra gustului vinului? Pot să zic că da, deși teoria învățată în facultate nu se aplică, dar diferă foarte mult în practică. Mă ajută foarte mult informațiile acumulate în anii studenției, pentru că am o bază, cam știu cum gândește o viță de vie și ar trebui, cum arată un strugure, dacă este sănătos, dacă nu este sănătos, ce ar trebui să aplic în momentul acela când nu e în regulă, nu știu, strugurile care vine în timpul recoltării. Fac anumite teste, să văd zahărul, vedem în laborator ce aciditate. Deci sunt anumite aspecte care, ca inginer horticol, le știi pentru că le-ai făcut înainte și te ajută acest lucru. Vreau să mergem să vedem și cum se procesează strugurile și să vorbim și din punct de vedere tehnic. Ca inginer horticol poți să ne povestești multe despre acest lucru și de ce nu oamenii să înțeleagă. Vinul de astăzi nu mai este cel din trecut. Noi ne îngrijim de 20 de hectare. Nu este o suprafață foarte, foarte mare, dar este suficientă pentru capacitatea noastră anuală de îmbuteliere și de stocare și de procesare. Anual în jur de 80.000, 100.000 de sticle în mare. În funcție de producție. În funcție de producție, exact. Procesul de producție constă și pot zice că începe odată ce strugurii intră cu remorca și cu tractorul în cramă și începe mersul, să zic așa, pe bandă de transportare, se desciorchinează, se zdrobesc, până la urmă să nu lăsăm partea verde care dă un gust foarte acrișor și neplăcut vinului. Se zdrobesc, după aceea mustuiala respectivă este transportată într-un sistem de furtune, de răcire. Mustul acela se răcește undeva în jur de 2-4 grade, iar după aceea mustuiala ajunge în presă, unde stă în jur de 4-6 ore, cam așa, și se presează încet, frumos, iar mustul curat respectiv ajunge în tancurile mari, în tancurile mari de 10.000 de litri, unde cam în jur de 2-3 zile este la decantat natural. Adică decantarea naturală sau deburbarea este depunerea sedimentului, până la urmă rămân anumite bucățele de pieliță sau semințe sau așa mai departe și se depune. Și noi luăm partea curată și o transportăm în vasele mai mici, unde inoculăm drojdiile pentru fermentare și începe tot procesul de fermentare. Cât trebuie să stea la fermentat? Asta în funcție de... Soi? Da, de soi, de zahăr, de temperatura de fermentare. La noi, la vinurile albe, în jur de 2 săptămâni, 2-3 săptămâni. La vinurile roșii, datorită faptului că fermentarea stă și se face prin macerare, adică pielița, semințele stau în contact cu sucul, cu mustul, pentru să extrage arome, culoare. Și acest lucru cumva îngreunează și perioada durează mult mai mult, să zicem 3-4 săptămâni. Cam așa. Ce rol joacă butoiul de lemn? Butoaiele de lemn cumva intră în calcul, să zic așa, odată ce fermentarea a avut loc, fermentarea
propriu-zis alcoolică și fermentarea malolactică la vinurile roșii, are rolul de maturare. După ce vinul este obținut, îl punem în butoaie, stă un anumit timp pentru a se rotunji. Mă rog, anumite substanțe chimice din vin își schimbă compoziția, devin mai rotunde, nu atât de puternice, nu atât de astringente. Plus se mai capătă anumite arome, de exemplu la vinuri roșii, în funcție de ce stejar se folosește, se obțin anumite arome de vanilie, de cafea, de cacao, de ciocolată, de arome din astea terțe, mai complexe, mai gurmande, mai mâncabile, să zic așa. Iar la vinurile albe, care stau în butoaie, tot așa se capătă arome tot așa terțe, dar diferite din alt spectru. Fructe uscate, piersici, caise uscate, confiate, arome exotice, tot așa un pic de vanilie, dar cumva diferă între ele și e ceva uimitor. Contează foarte mult lemnul din care este făcut butoiul? Da, evident. Contează foarte mult lemnul, de unde este obținut, densitatea lemnului, stejarului propriu-zis, dacă este din România, din Sighet, cum avem noi, diferă față de un lemn din Franța, să zicem, sau un lemn din Canada, pentru că densitatea diferă, prăjirea totuși diferă în același timp și aromele. De exemplu, la un stejar canadian se simt foarte multe note de cocos și e cumva așa diferit față de ce avem noi. Dar e plăcut. Fiecare, na. Mergem pe lemnul nostru tradițional ca să scoatem un vin românesc la fel de tradițional? Da. Chiar mergem pe stejar românesc pentru a obține până la urmă un vin 100% românesc și e ceva plăcut pentru noi. Vreau să vorbim în momentul de față de, să spunem, de vinul vechi, cum se păstrează și cum reușește cineva care achiziționează o sticlă să o păstreze în timp. Care este secretul? Secretul este temperatura și umiditatea, pe lângă vinul propriu-zis. Temperatura și umiditatea locului unde se stochează anumite sticle este foarte important, să nu fie nicio umiditate prea scăzută, pentru că dopul de plută se usucă și cumva oxigenul intră în sticlă și degradează până la urmă vinul, iar umiditatea, dacă e umiditate prea mare, poate mucezi până la urmă dopul și nu, nici acest lucru nu este foarte ok. Plus, evident, lichidul din sticlă este cel mai important, trebuie să fie bun pentru păstrare. Deci, unele vinuri se pretează a fi consumate în maxim 2 ani, altele în mai mult timp, 2, 3, 5, 10 ani. Cât poate să fie păstrat un vin până la urmă, din experiența ta și cunoștințele tale? Din câte am înțeles și din câte știu, se poate păstra chiar și 50, 100, 200 de ani, chiar mai mult. Bine, asta în funcție de vin și sincer n-am gustat vinuri atât de vechi, dar sunt deschisă pentru chestia asta. La noi vinurile cumva sunt pretate să fie consumate imediat după îmbuteliere. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.